Pregătesc astăzi strudel cu cremă de vanilie, un desert minunat, ușor și rapid de făcut și a cărui pregătire vă invit să o urmăriți chiar acum. Așadar, bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și sunt gazda dumneavoastră de două ori pe săptămână să vă arăt ce mai bucătăresc eu. Pentru cei ce mă urmăresc frecvent, am o surpriză la final. Rețeta de astăzi o încep chiar acum și vă prezint ingredientele pentru cremă. Pentru crema acestei prăjituri, acestui desert, folosesc 1 litru de lapte și am ales un lapte cu 3,5% grăsime pentru că îmi doresc o cremă mai gustoasă și mai fină. Mai am nevoie de 100 de grame de zahăr, 100 de grame de amidon și esență de vanilie. Simplu de tot, amestec zahărul cu amidonul. Torn laptele rece. Torn acest amestec într-o grăticioară și am pus crema pe foc, amestec cu telul să nu cumva să se prindă de baza gratiței și să se ardă. Focul nu prea tare, mai spre mic, spre mediu. Pentru sirop folosesc 250 de grame de zahăr, 300 de ml de apă și esență de vanilie. Și pun zahărul și apa într-o grăticioară la fiert. Și cât timp crema fierbe pe aragaz, am și siropul de asemenea la fiert și îl fierb pentru 5 minute să se dizolve bine zahărul. Și crema a început să se îngroașe. Dacă nu aveți amidon, puteți folosi plicuri din acelea de budincă de vanilie și atunci crema va fi și mai gălbuie, pentru că știu că au ceva colorant în ele, acele pachetele. Iar dacă bugetul vă permite, folosiți o păstaie de vanilie care va da o aromă și mai bună. Foarte bună este crema, e foarte fină. Aveți grijă să nu cumva să se lipească, pentru că se va arde și va da un gust rău. Am dat focul mic acum. Pun esența de vanilie, nu pe toată, cam jumătate am pus. Și o pun acum la final ca să-și păstreze totuși aroma. Siropul este și el gata. Gata, crema este
Este gata de folosit. Bine, trebuie să o lasă să se răcească. Siropul este și el gata, fiert. Voi pune și în sirop puțină esență de vanilie. Crema se va mai îngroșa după ce se va răci. Vreau să pregătesc prăjitura cât încă este răcoare. Este dimineața acum și încă nu a venit soarele pe bucătăria mea. Să pun esența de vanilie și în sirop și las și pe acesta să se răcească. Pentru că vreau să răcesc mai rapid crema, o pun într-un castron. Frăticiora asta va păstra căldură pentru prea mult timp și răcirea se va întârzia, dar o transfer într-un castron și o pun într-un loc răcoros și aștept să se răcească. Pentru același desert mai am nevoie de un pachet de 400 de grame de foi de plăcintă, foi din acelea foarte, foarte subțiri, 3 linguri de zahăr, 3 ouă și 100 de ml de ulei. Cele 3 ouă le amestec cu zahărul. Adaug și uleiul. În general, în aceste pachete sunt între 12 și 14 foi. Eu voi face 3 strudele, așa că voi împărți foile pentru fiecare strudel 3 bucăți. Le manevrați cu mare grijă pentru că se rup, sunt foarte, foarte fragile. Le desfac cu grijă. Și cât timp lucrați cu o foaie, pe celelalte este bine să le acoperiți cu un prosop umezit și stors foarte bine de apă. Și pentru început voi lua o foaie, o rulez pentru a o manevra mai ușor pe masă, pe celelalte le dau într-o parte și le voi acoperi. Întind această foaie pe masă. O ung cu amestecul ăsta de zahăr și ulei. Iau încă o foaie din pachet și o așez peste prima și iarăși o umb bine cu ou, zahăr și ulei. Și mai iau încă o foaie. Așa. Am grijă să le acopăr pe celelalte. Peste această ultimă foaie nu mai pun amestec de ou și ulei.
Am în schimb aici crema care s-a răcit și pe care am mai amestecat cu spatula și voi împărți crema în 3 părți egale și pun această cremă pe o laterală a foii, cam așa, suficient. O nivelez doar aici, pe această parte. Și cu grijă rulez acum foile. Am pregătită și o tavă, am uns-o cu unt sau cu ulei, dacă preferați. Exact așa, vedeți, tava este unsă cu unt. Procedez la fel și cu celelalte două. Cu restul de ou pun cele 3 strudele pe deasupra. Și voi mai pune și câte o bucățică de unt din loc în loc. Le voi pune la cuptor, în cuptorul deja preîncălzit, la 200 de grade Celsius pentru 20 de minute. Perfect. Am scos tava din cuptor. Uitați cât de frumos au copt. În ultimele 5 minute am pornit și arzătorul de sus al cuptorului pentru a se rumeni un pic deasupra. Siropul s-a răcit și o să-l torn peste strudele. Și le las să se răcească, să ajungă la temperatura camerei, după care voi pune tava în frigider pentru câteva ore și vor putea fi servite. Desertul de astăzi este delicios, gustos, cremos, răcoritor și ușor de făcut și doar cu câteva ingrediente. Dacă îi alăturați câteva fructe proaspete și o companie bună, rezultatul va fi perfect. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și vă aștept în continuare cu o mulțime de alte rețete și vă las acum cu câteva imagini cu actorii principali în filmulețele mele, actorii responsabili mai ales cu coloana sonoră. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc din toată inima să fiți veseli. Pe data viitoare!